Ești o persoană prietenoasă, spectaculoasă, ești practică, ai ambiție și capacitatea de a lucra din greu. Neobosită, energică și plină de entuziasm, poți face față cu ușurință sarcinilor dificile și poți rezolva problemele dificile pe care ceilalți nu le pot face. Ai o natură artistică și o varietate de abilități creative, precum și darul de a analiza și disemina cunoștințele și ideile. În afaceri, inteligența logică activă și flexibilitatea îți permit să calculezi cu ușurință și să prezici manevrele concurenților. Ești în căutare constantă, absorbită în vise despre țări îndepărtate și aventuri. Cu toate acestea, căutarea aventurii nu se limitează la călătorire doar spre regiuni de peste mări, ci poate duce la studiuri mitologiei și metafizicii, trecut și viitor. Chiar și în primii ani, ești absorbită de o pasiune pentru explorarea altor lumi, pasiune care rămâne cu tine pentru toată viața. Îți poți realiza fanteziile tale în afaceri, știință sau artă. De asemenea, îți poți păstra visele în secret și, deși nu le aduci la viață, îți menții tonusul în mare măsură datorită lor. Cu toate acestea, ar trebui să te temi de izbucniri de iritare, inevitabile atunci când îți dai seama cine ești cu adevărat și ce ai dorit să devii acum mulți ani. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: ingeniozitate, capacitate bună de învățare, mentalitate analitică, inteligență. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de bucurie, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a separa principalul de secundar și pentru promiscuitate. Numărul zilei de naștere îți dă sociabilitate, strălucire și logică, muncă grea și perseverență în construirea propriei cariere. Diligența și perseverența nu sunt de obicei specifice gemenilor, dar acesta este exact cazul în care trăsăturile semnului zodiacului sunt corectate după data nașterii. Toate energiile pe care le investești în scopul tău, foarte adesea sunt ambiții. Cu toate acestea, planeta Mercur va avea grijă de asta. Pentru tine sloganul "Nu există imposibil în viață" poate deveni un credo fundamental. Tu folosești puterea spiritului pentru a depăși obstacolele și reușești ca nimeni alta. Dar, din nou, pericolul este că astfel de triumfuri apar uneori doar în imaginație. Cu toate acestea, dacă eviți confruntarea cu adevărul vieții, vei rămâne în încrederea fericită până la sfârșitul zilelor tale, încât ai depășit toate adversitățile. Tu ești plină de admirație pentru eroii trecutului și prezentului. De obicei, imaginea eroului este incorporată într-o persoană din viața reală. Din păcate,
Dacă această persoană nu se conformează unei imagini închipuite prin comportamentul său, pentru tine aceasta este o dezamăgire amară. În general, considerându-l un idol, unui simplu muritor îi este foarte greu să ajungă la aspirațiile tale. Tu ignori cele mai simple sarcini ale vieții, precum și lucruri care necesită atenție zilnică. Poate din cauza aceleiași tendințe de a sta cu capul în nori, atât figurativ, cât și literal. Îți place să călătorești, să urci în munți, să alergi, să te plimbi, să noți. În general nu ești indiferentă față de nicio formă de mișcare. Din acest motiv, fiind legată de munca monotonă în producție sau în birou, te simți ca un prizonier plictisit. Nu este surprinzător faptul că te confrunți cu un pericol deosebit, și nu este vorba de tendințe autodistructive care te rănesc, în activități cum ar fi surfing, alpinism, motociclism sau sporturi nautice, ci pentru a-ți arăta curajul și a-ți demonstra abilitățile tehnice. Inutil să spun că supraactivitatea este pur și simplu în sângele tău. Te distingi față de alții nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești inventivă, pliabilă, transformatoare. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 13 iunie soarta ta? Posezi calității de romantică incorigibilă și de visătoare. Obișnuită să trăiești la maxim, nu cunoști sentimentul de frică. Maximalistă în ideile tale, totuși, te descurci întotdeauna cu planurile tale. De la începutul copilăriei ai o pasiune fără precedent pentru acte aventuroase. Într-o încercare de a explora tot ce este nou și neobișnuit, te găsești deseori în situații extreme. De-a lungul anilor, curiozitatea ta nu scade, dimpotrivă, căutarea constantă a aventurilor te forțează să explorezi noi țări și orașe. În absența oportunității de a-ți satisface pasiunea pentru aventură cu ajutorul călătoriei, te poți scufunda în studiul istoriei sau al studiilor culturale. Ești purtătoare de noroc și lipsită de complexe în realizarea viselor. Ești pricepută în multe domenii, afaceri, politică, artă și știință. Dar dacă ești înzestrată cu o activitate mai redusă, nu ești atât de progresivă și îți lași visele neîmplinite, deși tot timpul te întorci în gând la o dorință neîmplinită și ești într-un fel de agonie. Pentru tine nu există nimic pe care să nu poți face. Forța minții te ajută la rezolvarea problemelor cele mai presante. Ești însă prea fixată în viața ta și problemele tale pentru a dedica timp pentru a rezolva problemele altora. Poziția aceasta nu ocolește familia ta. Admiri personajele istorice și cauți deseori calități eroice în cineva din mediul tău. În cazul în care idolul ales de tine nu corespunde așteptărilor și reprezentării tale, începe o fază de apatie și dezamăgire. La urma urmei, de regulă, realitatea este în totalitate în contradicție cu ideile tale despre viața ideală. Toată viața ta este plină de mișcare. Și dacă nu reușești să-ți întruchipezi activitatea în profesie, atunci te poți îndrepta către sporturi extreme și mobile. Parașutism, scufundări și alpinism, toate acestea te ajută să-ți arăți curajul și să-ți satisfaci setea de adrenalină. Practicarea de astfel de hobby-uri împreună cu prietenii sau rudele tale devine cea mai mare bucurie. Îți plac riscul și adrenalina. Prin urmare, un sport extrem poate fi o ocupație potrivită pentru tine. Sportul este necesar pentru că dori să te miști și ești mai degrabă înliniștită. Sportul îți va extrage excesul de energie și îți poate da fan și popularitate. Ești tot timpul scufundat în gândurile, ideile și fanteziile tale, dar în același timp, dorești acțiuni neobișnuite, succes, divertisment și apreciere. Dragoste și compatibilitate. În dragoste, poți fi ruptă între nevoia de libertate și dorința pentru o relație serioasă, pe termen lung. Armonia sufletului este la fel de importantă pentru tine ca afecțiunea romantică. Partenerul ideal trebuie să fie inteligent, curios și să aibă un minunat simț al umorului.
Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Adori călătorile frecvente, studierea culturii altor țări, familiarizarea cu noul și necunoscutul sunt importante. Dacă nu există o astfel de posibilitate și trebuie să stai într-un singur loc pentru cea mai mare parte a vieții tale, atunci această poftă trebuie să fie mulțumită, citești cărți despre alte țări și popoare, vizionezi filme, studiezi cultura și tradițiile străine, bucătăria diferitelor națiuni ale lumii. Ești înzestrată cu o exprimare de sine creativă, poți deveni actor. De asemenea, îți place să-ți împărtășești cunoștințele, ai deschisă calea către pedagogie și învățătură. Poți reuși în comerț, în afaceri, deoarece mintea ta logică profundă îți permite să construiești scheme interesante și complexe și să calculezi în avans acțiunile concurenților. Te poți afla în slujba religiei, metafizicii sau esotericii. Acest lucru se datorează faptului că îți cauți mereu sufletul mitic, cel al gemenilor Castor și Pollux. De aici dragostea ta de a călători și interesul tău față de necunoscut, seta pentru secretele sufletului uman. Istoria și psihologia intră, de asemenea, în sfera intereselor tale. Fanteziile și visurile care pot agita sănătatea ta mentală te conduc adesea spre succes sau pur și simplu te susțin în viața plictisitoare și monotonă de zi cu zi. Trebuie să-ți amintești faptul că nu este imposibil pentru tine și să nu te îndoiești de nimic, urmărindu-ți cu îndrăzneală calea aleasă. Depinde de sentimentele și tonusul tău, de starea ta de spirit și de spiritul de luptă, cât de ușor și rapid îți vei atinge obiectivele și vei putea depăși dificultățile care vor veni în calea ta. Singurul lucru critic este că și tu poți deveni victima imaginației tale, supraevaluându-te foarte mult pe tine însăți și succesele tale. Cu toate acestea, poți reuși să trăiești în iluzii până la vârsta înaintată. Datorită naturii tale gemene, munca repetitivă și monotonă este contraindicată. Dacă trebuie să-ți câștigi viața în acest fel, atunci trebuie să găsești un hobby activ și interesant. Sănătate și boli. Ești foarte sensibilă la tot felul de leziuni. Știind asta, ar trebui să ai grijă deosebită. Cu toate acestea, în sfera psihologică, este destul de dificil să te salvezi atunci când devii victima propriilor fantezii nebunești. În cazuri extreme, poți fi supusă unor tulburări psihologice, ca rezultat al vegetării în lumea iluziei. Indiferent de gradul de disconfort psihologic,
Ai cu siguranță nevoie de ajutor și sfaturi calificate. Pentru tine, dezvoltarea abilităților culinare poate fi un fel de ieșire, deoarece îți va permite să te alături culturii diferitelor națiuni. Acest lucru este valabil mai ales dacă nu ai ocazia să călătorești. Soarta și norocul. Ai o natură voluntară, rezistentă. Ești încrezătoare în tine însăți, în abilitățile tale. Ai un caracter echilibrat și calm. Ești magică, originală, echitabilă, căutând beneficii și onoruri cu metode vrednice, datorită perseverenței, diligenței și talentelor pe care Universul ți le-a dat cu generozitate. Sfaturi pentru tine. Încearcă să te gândești mai atentă la fiecare pas și să eviți riscurile nejustificate. Impulsivitatea nu este cel mai bun prieten în rezolvarea problemelor importante. Fă-ți o regulă de aur, gândește-te mai întâi și apoi ajungi la treabă. Nu ignora problemele rudelor și prietenilor. Dacă nu-ți cer ajutorul, aceste lucruri nu înseamnă că nu au nevoie de el. Adesea treci cu vederea niște obiecte simple de uz casnic, te poți asemăna cu un om de știință caricatural împrăștiat, care își caută ochelarii de pe nas. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.